Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 19 iunie pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul, este gratuit și apăsați și veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și nu uitați că mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Și nu uitați, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Zodia Taur, pentru dumneavoastră văd că în această zi vă veți gândi să faceți un drum sau vă veți gândi la o vacanță, la o călătorie, vă veți gândi să acționați, vă sta pe gânduri în ce privește poate un nou proiect de al dumneavoastră, văd că vă gândiți undeva departe. Este o zi pentru acțiune, să știți. Poate veți face chiar un drum în ce privesc dorințele noastre sau să rezolvați anumite decizii sau soluții sau să rezolvați anumite chestiuni legale. Da? Haideți să vedem pentru Zodia Taur. Zecele de spade. Se va termina un ciclu de depresie. Se va termina depresia care a durat ceva timp în viața dumneavoastră. Vă veți elibera de dependențe sau vă veți elibera de un blocaj care v-a ținut pe loc, de o suferință, o trădare. Vă veți elibera de această suferință. Vă veți lua zborul, da? Și șaptele de monede, văd că doriți să... Văd că doriți să căutați soluții în ce privește situația noastră financiară. Vă gândiți să aduceți noi idei, inovație, vă gândiți cum să rezolvați anumite situații, munciți foarte mult, poate veți avea chiar și o intrare de bani, veți primi o sumă de bani. Unii dintre voi vi se spune că să mai aveți răbdare, pentru că acest proiect care dumneavoastră îl veți începe va dura, adică pe termen lung și în timp veți culege roadele muncii dumneavoastră. Nu se va întâmpla foarte repede, da? Va fi încet și bine pe parcurs. Dar văd că primele roade le veți culege. Primele roade ale muncii dumneavoastră le veți culege. Mă bucur că s-a terminat această depresie, da? Vă veți elibera de această depresie. E posibil să... Poate vă v-ați simțit trădați, singuri, abandonați, dezamăgiți. Ați fost acolo ținuți pe loc. Poate va fi o discuție sau în momentul de prezent se întâmplă o discuție mai aprinsă care vă va ajuta să vă eliberați de această suferință care v-a ținut de ceva timp pe loc. Da? Deci, cu alte cuvinte, când se închide o ușă, se deschide o poartă. Da? Un șut în fund, un pas înainte, cu alte cuvinte. Deci vă veți gândi la acest lucru, vă veți gândi la o eliberare și vă veți căuta soluții cum să vă eliberați dintr-o situație care v-a ținut blocat acolo, v-a ținut pe loc și v-a produs rană și tristețe. Haideți să vedem Zodia Taur. La ce vă gândiți dumneavoastră? Da, vă gândiți și sunteți în melancolie, aveți nostalgie, poate... Pentru că au fost conflicte aici și văd că o suferință, neplăceri. Poate pentru că dumneavoastră doriți să mergeți la un drum, în călătorie, persoana iubită nu, sau poate nu puteți în momentul de față. Văd că aveți așa o nostalgie sau vă simțiți abandonați, singuri, neînțeleși. Și de aceea vă gândiți la drum, vă gândiți undeva să plecați, să vă ajutați. Haideți să vedem. Zecele de spade. Zecele de spade, văd că vă veți afirma. Unii dintre voi poate vă veți face bagajele și veți pleca. O mutare de casă, poate veți lăsa o relație în urmă sau o situație în urmă și văd că veți avea parte de o intrare de bani. Veți avea afaceri bune și chiar veți avea parte de succes și poate chiar veți avea parte de o intrare de bani. Șaptele de monede, aici văd că cineva este blocat sau mintea sa este blocată în ce privește roadele muncii sale sau un proiect sau o situație, o relație. Văd că sunt ca anumite contraste sau există gelozie, poate persoana iubită e geloasă sau vă ține pe loc. Sau... Văd că ceva vă neliniștește, da? Poate nu aveți încredere sau nu mai aveți încredere.
v-ați pierdut fericirea, de aceea vă gândiți și sunteți melanconici și vă gândiți cum să aduceți inovație în viața dumneavoastră pentru a avea parte de stabilitate. Haideți să vedem ce vă spun spiritele șamanice. Să aveți mai multă grijă de corpul dumneavoastră, să încercați să faceți un masaj, să încercați să prindeți, să aveți mai multă grijă de corpul dumneavoastră fizic, să faceți exerciții, să meditați, să vă îngrijiți corpul dumneavoastră. Da? Cred că vă veți gândi la acest lucru și vă veți căuta soluții în ce privește corpul dumneavoastră, sănătatea dumneavoastră. Aveți nevoie de relaxare și cred că un masaj vă va prinde chiar bine. Pentru că aici văd că treceți printr-o situație mai stresantă, mai dificilă, unde poate chiar ați pierdut o sumă de bani și vă gândiți la acest lucru și căutați soluții. Dar văd și intrări de bani totuși, dar poate unii ați pierdut o sumă de bani și acest lucru v-a produs rigiditate, stres, oboseală sau ați muncit foarte mult. Îngerii spun să ai răbdare. Cum v-am spus eu la început, ascultă alții cu intent, să-i asculți pe alții cu, să-i asculți pe alții pentru a înțelege. Va veni momentul să vorbești. Deci, dragii mei, în această zi, dacă cineva va dori să vorbească mai mult decât trebuie sau să-și exprime sentimente sau ceea ce are, de ce gândește și nu-i convine, îngerii vi se cere să aveți răbdare. Ascultă-i pe alții, dar cu intenția de a înțelege. Și va veni și momentul tău pentru a vorbi. Da? Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine, Doamne ajută! Voi trece la Zodia Fecioară. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 19 iunie, luni, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul Luminița Tarot, Zodia Fecioară. Haideți să vedem. Șasele de monede cu patru de monede și spânzuratul. Șasele de monede, văd că aveți nevoie de un echilibru financiar în viața dumneavoastră. Văd totuși un blocaj, un sacrificiu, ceva vă ține pe loc. Va trebui să vedeți lucrurile din altă perspectivă, să vedeți lucrurile altfel, să vedeți cât de special sunteți. Șasele de monede, văd că veți primi generozitatea altor persoane, veți primi, veți oferi la rândul dumneavoastră, poate vi se va oferi un sfat, o mână de ajutor, o sumă de bani. Da, văd aici că aveți nevoie de echilibru în ce privește aspectul financiar. Și cred că va trebui să faceți anumite alegeri în ce privește banii, da? Patru de monede, poate aici veți face chiar și cumpărături, poate vă veți cumpăra ceva sau veți oferi o sumă de bani sau vi se va cere ajutorul. Îl veți oferi. Patru de monede, vă văd un pic cam rigizi, da? E ca și cum doriți să oferiți suma de bani sau să oferiți în schimbul această generozitate, dar pe de altă parte nu prea doriți, pentru că văd că doriți să investiți pe termen lung sau nu aveți banii care vi-ați dori, nu aveți banii de ajuns în ce privește un proiect pe viitor și vă gândiți la că doriți să puneți bani deoparte, să faceți economii, văd că țineți de bani. Banii nu vă lipsesc, da? Dar aveți acolo dumneavoastră o frică, pentru că niciodată nu sunt de ajuns și vă văd un pic grigiți că țineți de bani sau poate sunteți mai posesivi în general în această zi și în ce privesc persoanele, relațiile, da? Și văd posesivitate, rigiditate, poate vă e frică să vă mai deschideți, pentru că aici spânzuratul vi se spune să vedeți cât sunteți de special. Da, cu spânzuratul aici văd că vi se spune să fiți și înțelepți, să vă folosiți înțelepciunea. Și cu spânzuratul aici să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Da? Veți vedea lucrurile din altă perspectivă în ce privește banii sau în ce privește o situație. Haideți să clarificăm. Și Zodia Pești poate are un rol important în viața dumneavoastră. Și cifra 4, 6,
12, 3, poate are un rol important dumneavoastră, poate aveți un proiect de casă sau în casă, sau poate lucrați de acasă și acest lucru vă ține pe loc. Da. Aici văd că aveți un adversar în ce privește banii, da? În ce privește... Cineva este fals, poate, în ce privește un ajutor. Poate cereți sfatul sau cereți o mână de ajutor sau poate aveți, poate meritați acel ajutor sau... Și văd că cineva este, vă este adversar sau nu dorește să vă ofere suma de bani înapoi sau nu dorește să vă ofere ajutorul înapoi pe care l-ați oferit la rândul dumneavoastră. Da? Dar de aceea sunteți mai rigizi și acest lucru vă produce rigiditate. Dar totuși văd că noroc aveți, da? Dar nu e cum v-ați dori. Nu e cum v-ați dori. Da, văd aici, văd că o căsătorie, o relație, văd că un parteneriat va aduce abundență, va aduce bani, va aduce avantaje, o căsătorie, dar încă sunteți rigid pentru că nu vă vin, nu aveți încredere deplină într-un parteneriat sau într-o relație. Dar oricum văd aici o căsătorie, o uniune care va duce la abundență și la avantaj și la o căsătorie pe termen lung. Cu o femeie mai tânără, văd că veți colabora. Sau pentru dumneavoastră văd că veți primi cadouri, veți primi omagii, veți primi vești în ce privește iubirea, în ce privește o relație de cuplu sau în ce privește afacerile, acordurile, parteneriatele cu alte persoane. Văd că o femeie aici este de încredere și vă oferă armonie, veți colabora cu această femeie, da? Și veți comunica cu această femeie. Și sunteți într-o relație cu o persoană de încredere. Și veți colabora cu această femeie în această zi. Haideți să vedem ce vă spun spiritele șamanice pentru zodia Fecioară. Vi se spune să fiți mai echilibrați în ce privește alimentația dumneavoastră, să încercați să faceți să urmați o terapie naturală, să mâncați mai multe vegetale, mai multe legume, mai lucruri mai alimente mai sănătoase. În ce privește sănătatea ta, să fii mai atent la sănătate, să ai grijă ce mănânci și cred că în această zi vei face cumpărături. Și vei cumpăra mai multe legume, fructe, vei încerca chiar și să faci un echilibru în ce privește sănătatea ta, să mănânci mai sănătos. Îngerii spune când te simți jos cu moralul, să privești în sus, la cer, îngerii sunt alături de tine și întotdeauna pregătiți să te ajute. Deci nu ești singur, nu-ți pierde... Nu-ți pierde încrederea și optimismul, că nu ești singur. Îngerii sunt acolo pentru a te ajuta. Trebuie doar să privești în sus și să te gândești la ei. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Capricorn pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Capricorn, pentru cei care vor vedea acest videoclip. Pentru 19 iunie, pe canalul meu Luminița Tarot. Ok. 4 de cupe cu 5 de bețe și asul de spade. Văd o nemulțumire, o plictiseală, nu știu, ceva nu vă place, nu vă mulțumește, ceva nu vă convine, ceva nu este cum ar trebui în viața noastră în ce privește sfera emotivă sau poate la locul de muncă, ceva acolo nu. Sunteți plictisiți sau v-ați pierdut entuziasmul? Și 5 de bețe aici văd că sunt anumite conflicte sau vă aflați într-un grup de persoane unde există foarte multă vorbă, gălăgie, competiție chiar în această zi și poate chiar persoane de mentalități diferite. Văd că e o schimbare de argumente, vorbă rai multă sau chiar discuții contradictorii, da? Conflicte cu alte cuvinte. Asul de spade, văd că va trebui să luați o decizie, văd că veți primi inspirație divină, veți avea noi idei,
va trebui să luați o decizie în ce privește studiile dumneavoastră sau cariera dumneavoastră. Văd că veți avea parte de o discuție clarificatoare care vă va ajuta să treceți peste obstacole. Văd că mentalul dumneavoastră va fi mai clar, veți vedea mai clar și veți lua decizii mai clare în această zi. Haideți să clarificăm 4 de cupe. Patru de cupe în ce privește mesajele sau evenimentele care vor veni către dumneavoastră. Mesaje, evenimente sau vizită sau întâlnire cu cineva sau un răspunsul cuiva. Acest lucru nu vă va place sau nu vă va conveni. Poate o discuție sau acele mesaje pe care le veți auzi, veți primi, nu vă va mulțumi. Cinciul de pete. Da, acest lucru văd că... Vă scuzați. Cinci de bețe, aceste conflicte văd că vă duce la singurătate, la tristețe, poate la o închidere de relații, poate. Văd aici o separare, cineva va decide să rămâne singur, să se îndepărteze de această persoană sau aceste persoane. Dar asul de spade văd că veți avea parte de, veți merge la o întâlnire sau la o programare, la o vizită, veți comunica, veți conversa, poate chiar o întâlnire pentru un nou loc de muncă cu asul de spade care vă va aduce noroc și bucurie. Deci, nu vă pierdeți speranța pentru că aici îmi zice că veți avea oportunitatea pentru un nou început, pentru o reușită, pentru un noroc și pentru un triumf pentru dumneavoastră. Unde vă veți găsi soluția la problemele noastre și veți fi fericiți. Veți avea parte de bucurie, de reușită. Cifra 45, 43, 46, 47, 11, 10, 7, 9. Poate are un rol important în viața dumneavoastră. 2. Haideți să vedem spiritele șamanice pentru voi, Zodia Capricorn. Să fii mai deschis. Da? Pentru că sunt persoane din familia ta de origine care nu mai sunt, ele vor încerca să te ajute. Sunt persoane, poate vei merge la cimitir sau sunt persoane strămoșii tăi, bunici, părinți care sunt alături, da? Care te veghează, care te ajută. Și ți se spune să fii deschis la spirite, la aceste spirite, la aceste suflete, la aceste persoane care sunt alături de tine. Că îți sunt aproape. Îngerii spun așa că cine critică, în general, atrage critici. Viața este un percurs, este un drum de creștere și de schimbare. Este bine să te oprești din a judeca, din a critica. Pentru că dacă tu vei judeca și vei critica, vei fi judecat și criticat la rândul tău. Și dacă nu dorești ca nimeni să deschidă gura și să zică, a, în ce te privește, e bine ca și tu la rândul tău să faci acest lucru. Da? Și să nu te uiți în gura lumii ceea ce are de zis, pentru că nu trăiești cu lumea și nu-ți dă lumea de mâncare și când tu ești singur, frustrat sau bolnav, nimeni nu va veni să bată la ușa ta să zică, cum te simți sau poate va veni, dar nimeni nu te va putea să te ridice de jos dacă tu nu stai bine. Dacă ceea ce ai decis să nu-ți face bine, nimeni nu te va putea ajuta în niciun mod. Este alegerea ta. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, sănătate, Doamne ajută, numai bine!